Bună, sunt Andreea Chirilă și vă aștept cu drag la cursurile de stilism de Let's Go Iași. Recunosc că am primit provocarea cu surpriză și entuziasm și mă bucur tare mult că ați ajuns și în Iași. Chiar vă urmăream pe social media și vedeam că sunteți în orașul cu tare, în orașul cu tare și mă întrebam, măi, dar la Iași când veniți? Și uite că s-a întâmplat, avem de Let's Go și la Iași și mă bucur să fiu profesor de stilism în cadrul acestor cursuri. Cred că nu există o vârstă, că probabil asta e întrebarea principală. Cred că orice femeie care vrea să-și contureze o imagine armonioasă, coerentă, care vrea să se exprime mai bine prin modul în care arată, deci vârsta nu contează, ci doar deschiderea față de ceva nou, față de un domeniu foarte frumos și da, cam asta ar fi. O să învățăm de toate. O să învățăm despre modă, despre istoria modei, despre decade, despre capitalele modei, despre trenduri, de unde vin ele, cum ajung la noi, cum le purtăm, cum le adaptăm proprii noastre siluete, personalități. O să avem multe exerciții practice, o să lucrăm cu mood board-uri, o să lucrăm cu lucruri, o să învățăm cum se face un look. O să învățăm și dacă moda revine și dacă revine, cum revine ea. Și cum ne adaptăm noi la tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că este un mediu atât de vibrant și mai ales în modă, lucrurile se schimbă chiar de la o zi la alta. Deci o să învățăm despre toate lucrurile astea și despre cum putem noi să fim în interiorul lor. Cred că un stilist trebuie să se adapteze, să știe să se adapteze fiecărui om în parte, dar totodată trebuie să aibă și puțin pică răbdare, ce-i drept. Trebuie să fie deopotrivă ancorat în prezent și în trecut, trebuie să aibă cunoștințe solide în modă, dar trebuie să știe și ce vine nou. Trebuie să fie foarte actual, dar trebuie să aibă și un background în ceea ce s-a întâmplat deja, să cunoască de unde vin lucrurile astăzi. Este foarte important ca noi să înțelegem întreg fenomenul modei, care este un fenomen extrem de vibrant, practic lucrurile se schimbă de la o zi la alta, iar noi trebuie să-i ținem pasul. Dacă am să spun că am descoperit-o de mică, o să pară așa foarte clișeic, dar cam așa este. Țin minte și acum că aveam niște caiete cu foi albe și de fiecare dată când veneau prietene mamei, le rugam pe toate, pe absolut toate, să-mi deseneze câte o fată îmbrăcată cumva într-o rochie interesantă. Am și acum caietul ăsta, chiar o să vreau să-l aduc în Iași aici, să-l revăd. Dar un alt moment așa mai interesant a fost când în clasa 5 am decis eu că vreau revista Vogue. Și am început să fac colecție de revista Vogue în clasa 5-a, când toți colegii mei cumpărau Bravo Girl, Cool Girl și toate revistele astea pentru adolescenți. Ulterior am început să-mi documentez pasiunea printr-o licență despre modă și identitate socioculturală în România interbelică, urmate de câteva cursuri de style coaching și în prezent sunt și doctorand în cadrul școlii doctorale de arte vizuale și design, tot pe stil personal vestimentar. Un stilist poate avea foarte multe activități, de la interacțiunea cu clienții, în care oferă atât sfaturi vestimentare, cât și sfaturi de atitudine, de comportament, de autopercepție, însă poate pregăti și shooting-uri, de ce nu? Shooting-uri pentru revistă, shooting-uri pentru, pur și simplu, pentru social media, că vorbeam și mai devreme de acești influenceri de astăzi. Un stilist, de asemenea, poate pregăti campanii pentru tot felul de branduri. Poate colabora cu magazine. Practic, activitatea unui stilist este inepuizabilă, însă oportunitățile pe care noi le avem depind cu siguranță de noi înșine. Îmi doresc foarte tare să ofer din experiența mea, să ofer din cunoștințele mele. Îmi doresc foarte tare să văd oamenii având mai mult încredere în ei înșiși, chiar aici, în Iași. Îmi doresc să mai ieșim un pic din negru, de ce nu? Pentru că privim în jur și totul este negru și trist. Să mai punem puțin tică culoare, metaforic vorbind chiar, să schimb ceva chiar aici pe plan local.